la această întâlnire sau la această zi de vizită în județul dumneavoastră, județul Călăraș. Mi-am propus, așa cum v-a spus și domnul prefect, să mă duc în tot mai multe județe și chiar la sfârșitul anului să termin toate județele țării și să încerc prin aceste întâlniri și vizite la spitale și întâlniri cu personal medico-sanitar să fac oarecare radiografie, dacă vreți să se vorbesc în un limbaj medical, a sistemului sanitar. Sunt la două luni de la preluarea mandatului, funcției de ministru al sănătății și pe ceea ce mă bazez ca și analiză în aceste două luni și ceea ce cred eu că trebuie făcut, v-aș prezenta niște obiective ale Ministerului Sănătății și ale Guvernului pe domeniul sanitar. Și aș începe cu o activitate care este în curs de realizare și care implică o analiză și mai aprofundată la nivelul tuturor județelor țării a ceea ce privește funcționarea sistemului spitalicesc în România. Avem trei echipe, dacă vreți, conduse de câte un secretar de stat, care sunt împărțite pe trei zone mai mari ale țării, care vor veni și în județul Călăraș pentru a face o analiză cu privire la spitale, la structura acestora și funcționarea lor eficientă actuală. Și în urma acestei analize vom propune soluții acolo unde ele sunt necesare pentru eficientizarea funcționării acestora. Un alt pas important pe care Ministerul și Guvernul dorește să-l facă în acest an, în prima perioadă, în prima parte a anului 2010, ca termen de finalizare 1 iulie, este descentralizarea spitalelor, transferarea managementului unităților sanitare cu paturi către autorități administrației publice locale și județene. Avem pașii pregătiți pentru acest lucru. Nu vă ascund că vizitele, aceste vizite și vizita în județul dumneavoastră are una dintre scopuri este acela de a avea o întâlnire cu factorii de conducere din cadrul autorităților administrației publice locale. Am avut această întâlnire și ne-am consultat pe această temă pentru că descentralizarea implică și autoritățile administrației publice locale și dorim să facem o reglementare și să transmitem aceste spitale în managementul acestora în colaborare cu autoritățile locale. Înainte de a le descentraliza, o să vă spun că vom face doi pași importanți pentru a crea o corectitudine în funcționarea sistemului. Primul este cel legat de această analiză pe care o facem în fiecare județ și acolo unde vor fi unități sanitare, poate mai încărcate din punct de vedere al structurii organizatorice, vom propune soluții înainte de transferul lor la autoritățile locale. Și doi, dorim o finanțare corectă, aș denumi eu, a spitalelor. În prezent, în România, în multe situații, finanțarea spitalelor este inechitabilă și ineficientă în același timp. Avem spitale de același rang, cu aceeași competență, cu număr de paturi asemănătoare, care au un tarif pe caz ponderat, deci au o finanțare semnificativ diferită, ceea ce sigur că pentru unii creează o problemă, pentru alții asigură resurse financiare suficiente. Acest lucru, din punctul nostru de vedere, anul acesta trebuie reglementat și dorim să reglementăm foarte repede, înainte de a descentraliza, pentru a oferi o șansă tuturor autorităților locale de a avea în subordine, în managementul lor, niște spitale care au o finanțare corectă și care pot asigura o eficiență a funcționării acestora. După cum v-am spus, este vorba de un termen de 1 iulie. Din 439 de spitale, în urma unei prime analize, considerăm că vor fi descentralizate 373.
Sigur că această analiză este în curs de realizare, se mai poate modifica. Institutele de cercetare, institutele de monospecialitate, spitale de psihiatrie, și acolo unde aici nu e cazul, unde sunt spitale clinice de urgență județene, adică în centre universitare, în principiu vor rămâne sub managementul Ministerului Sănătății. Un număr de 66-67 lucrăm la acest criteriu. Un alt proiect important pentru Ministerul Sănătății și pentru sistemul sanitar în ansamblu este informatizarea sistemului sanitar. Suntem ultima țară membră a Uniunii Europene în care cetățenii nu au un card național de sănătate. Ceea ce va trebui reglementat în perioada următoare și ne propunem ca în 2012 să începem anul, așa încât toți cetățenii României să aibă un card național de sănătate, care oferă atât posibilitatea cetățeanului de a vedea în orice clipă, cât și sistemului sanitar, de a vedea dacă a asiguratul și-a plătit contribuția, să nu mai avem situații în care oamenii sunt obligați să meargă la casele județene pentru a scoate o adeverință, că și-au plătit contribuția sau nu, sau să se trezească că au fost situații în care angajatorul n-a plătit partea de contribuție pentru cetățean, va fi un card care va stabili și va oferi informații la zi cu privire la efectuarea, la plata contribuției sau neplata acestuia. Și doi, acest card va trebui să ofere niște date și informații cu privire la bolile și tratamentele aplicate posesorului cardului. Deci va fi un ajutor deosebit și pentru sistemul sanitar și pentru cei care lucrează acolo.